Începând cu această lună, alocațiile de stat pentru copii se vor mări conform Ordonanței de Urgență 126/2021. Ele vor fi în cuantum de 600 de lei pentru copiii cu vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap și de 243 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani. O altă măsură prevăzută de noul act normativ se referă la acordarea în mod excepțional a unei indemnizații suplimentare, cea de a 13-a, pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de venituri. Indemnizația compensatorie se acordă o singură dată pe an, anul viitor, în luna ianuarie. Pentru copilul cu handicap, indemnizația compensatorie se ridică la 300 de lei în cazul în care acesta este încadrat cu handicap grav, 175 de lei pentru cel cu handicap accentuat și 60 de lei pentru copilul cu handicap mediu.